După cum știți, municipiul Roman a readus în actualitate traseele de transport în comun pentru romașcani atât de mult dorite și atât de mult cerute. După cum vedeți, într-un cadru care arată chiar foarte, foarte bine, călduros și confortabil, pare, încă nu m-am așezat pe scaune, dar urmează să fac și treaba asta, cu microbuzele firmei Pristil în timp util, romașcanii se pot deplasa dintr-un punct în altul al municipiului Roman. Noi am început să facem traseul numărul 2, care pleacă de la Dedeman, și vom face tot acest traseu ca să vă arătăm exact cum se desfășoară și care este impactul pe care îl are această firmă de transport în comun de persoane în Roman, și ne vom întoarce aici la Dedeman să vedem cât durează și cum se desfășoară acest traseu. Așa cum apare scris și aici în interiorul microbuzelor Pristil, se circulă pe 3 trasee, dacă văd bine, și al patrulea este pe un singur sens. Traseul numărul 2, pe care ne aflăm noi acum, este de la Stadionul Moldova, Dedeman, Stadionul Moldova și Dedeman din nou. Traseul numărul 3, Kaufland, Dedeman. Traseul numărul 5 pleacă de la Lebăda până la Dedeman. Aceste trasee le găsiți afișate în interiorul tuturor acestor micuțe microbuze cochete, pot să le spun cochete, nu? Cochete microbuze care circulă prin oraș. Programul de transport iarăși este afișat aici în interiorul microbuzelor, în spatele șoferului. Vedeți că de luni până vineri, din 10 în 10 minute, între orele 5:30 dimineață și orele 20, sâmbăta și duminica din 15 în 15 minute, între orele 6 și 14, prețul unui bilet nu depășește 2 lei. În caz că vă făceați griji despre acest preț, dacă va fi scump sau nu va fi scump, prețul unui bilet de călătorie nu depășește 2 lei. Bineînțeles, firma Pristil vă oferă și abonamente. 70 de lei pe lună pentru toate liniile valabile de luni până vineri sau 100 de lei pe lună valabil de luni până duminică pe toate aceste trasee. Bună dimineața! Pot să vă pun două întrebări? Văd că sunteți primele... Totuși, spuneți-mi un punct de vedere. Vi se pare oportună reintroducerea transportului în comun în Roman? Da, oportună. Confortabil, cochet, frumos. Trebuie să știe lumea, trebuie să fie avizată, trebuie să afle și... După aceea, începând dimineață la servici și la piață și la asta, este foarte frumos și lumea trebuie să fie informată. Nu știu deocamdată traseele, nu știu, sigur că este confortabil și convenabil, dacă este vorba, decât să mergi cu taxiul și să plătești o mulțime de bani, mergi la orice oră vrei și când vrei, unde dorești. Frumos. Deci dumneavoastră sunteți acum... Suntem bucuroși, da, suntem bucuroși că se pune la punct transportul în comun și mai ales că, cum să zic, e tentant când vezi că totul este nou, este... Se leagă. Ar trebui și alte trasee? Categoric, acum noi nu prea cunoaștem traseele. O să fie probabil receptivitate referitor la treburile astea. Piața, Kaufland-ul, cartierele mai lăturalnice, sigur că da. Dar bineînțeles, toate astea depind de succesul acestor prime... Absolut, dar numai lumea să fie informată și...
Mare păcat. Nu știu câte, dar cred că 7, 11, 14, nu mai știu exact cât erau către cartier prin Brance și prin satele astea, cu Vinci și asta. Lumea s-a obișnuit așa, că se descurcă în cartierul. Sunt cartieri de pensionari, sunt oameni care referitor la preț, mi se pare foarte ieftin. La 2 lei preț? Da, la 2 lei, oricând te poți deplasa unde gândi, nu mai mi-aș fi informată și e, să înceapă să sume orice noutate, are o perioadă de acomodare. Aveți de adăugat ceva? Nu. O prefer pentru Consiliul și pentru primar. E foarte bun. Oamenii să se adapteze la situația așa, e și convenabil și civilizat. Sigur, da. Asta e tot. Vă mulțumim foarte mult. Plăcere. Mare plăcere. Ați auzit și de o punct de vedere, noi vom lua mai multe puncte de vedere pe parcursul acestui traseu. Acum, evident, cum spunea și doamna de mai devreme, deocamdată publicul larg probabil încă nu știe, nu s-a aflat 100% despre posibilitatea refolosirii transportului în comun în municipiul Roman. Pe măsură ce oamenii vor afla cu siguranță, aceste trasee vor fi din ce în ce mai folosite. Ați văzut că am plecat de la Dedeman ca să vă readuc în aminte, în atenție, traseul pe care îl folosim. Suntem pe traseul numărul 2, am plecat de la Dedeman, din parcare de la Dedeman chiar. Adică nu trebuie să ieșiți, să stați în Europeană, într-o stație de autobuz. De la gară am făcut în stânga și am trecut pe lângă parcul municipal și acum avem în partea stângă cimitirul Eternitatea. Și ne îndreptăm, dacă nu mă înșel, spre cartierul Muncitoresc. Urmând să vedem de acolo în ce direcție o să mergem. Iar în cazul în care vă amintiți cumva de vechile autobuze în care tremurau 40 de oameni, pot să vă asigur că acest lucru nu mai este valabil. În acest microbuz temperatura este 25 de grade Celsius în acest moment. Adică, haideți să fim serioși, nici pe departe nu mai este cum eram obișnuiți. Nu știu, mă gândesc cei care au prins cel puțin o parte mai urâtă a istoriei noastre. 25 de grade Celsius pe scaune noi nouțe în microbuze silențioase. În momentul acesta suntem pe strada Anton Pan. Eu vă repet aceste lucruri pentru a ști acest traseu, ca să vă faceți planul pe viitor, pentru că e bine de știut, nu poți să-i spui unui călător punctul de plecare și punctul de încheiere a unui traseu, fără să-i spui și traseul în sine. Deci suntem pe strada Anton Pan în acest moment. De la intersecție vom coborî spre liceul numărul 2, pe la Biserica Sfinții Constantin și Elena, până la intersecția cu fabrica Smirodava. A fost pe buton, nu? Nu, las că destul de asta. Bine, dar el e o preștă asta. Sunt oameni care încep să vină. Bun, sănătate! Secundă, vă dorim, luați și un pliat de la... Da, așa, asta doream. La școlă, mulțumim!
Sau ce? Trebuie să vin mașina numărul 3, să ajungeți la Bancos. Eu merg pe traseul numărul 2, ajung la Favorit, Lidl și apoi Stadion Moldova. Vă pot lăsa la Farmacia 32. La Farmacia 32, pe centru. Vine din urmă mașina numărul 3 și o să vă las acolo. Ați observat că ușor, ușor, romașcanii încep să se intereseze de trasee. Mașina numărul 2 nu merge, din păcate, în direcția în care dorea domnișoara, dar urmează mașina numărul 3, care funcționează pe cel de-al treilea traseu. Aici vă repet, în spatele șoferului, la fiecare microbuz există afișate toate traseele pe care le puteți studia, le puteți face o fotografie cu telefonul mobil ca să le păstrați și ușor, ușor să ne obișnuim cu toții să folosim acest mijloc de transport în comun, care, pe lângă faptul că este, vă spuneam, cochet și avantajos, că merge 2 lei un bilet de transport, nu e atât de mult, reduce într-adevăr, sau ar trebui cel puțin să reducă și poluarea în oraș, fiind un transport în comun, în teorie cel puțin, ar trebui să mai scadă puțin poluarea. Traseul numărul 3 pe care îl dorea domnișoara de mai devreme merge de la Kaufland spre Dedeman. E ușor de urmărit traseul aici. Dacă ai poți, te rog, acesta cu albastru este traseul numărul 3. Vă arată exact pe unde merge. Iar noi suntem pe traseul verde, traseul cu numărul 2. Acum vom face la stânga spre liceul numărul 2 și Biserica Sfinții Constantin și Elena. Acestea sunt puncte de reper. Ne întâlnim pe traseu cu altă mașină, tot de transport în comun, aceste frumoase microbuze pe care le-au admirat romașcanii de câteva zile. Stau și mă gândesc că e practic imposibil, nu știu dacă ați fost măcar o dată în București, în metroul bucureștean, ați văzut acest tip de hartă. E imposibil să nu știi direcția în care mergi, știind unde vrei să mergi. Deci coborâm pe Bulevardul Republicii până pe lângă ICA Center, Biserica Sfinții Constantin și Elena, și vom continua pe Bulevardul Republicii până la Fabrica Smirodava, unde vom face la dreapta spre Biserica Ștefan cel Mare până în colț la Marom și de acolo spre școala numărul 1, școala Mihai Eminescu. Avantajos ar fi, presupun, și pentru părinți. Părinții care își duc dimineața copiii la școală, vă aduc aminte din nou că aceste trasee sunt practicabile de luni până duminică, din 10 în 10 minute pe timpul săptămânii și din 15 în 15 minute în weekend, adică ideal ar fi și pentru evitarea traficului, aglomerării traficului, pentru fluidizarea cumva a traficului, copiii ar putea fi duși la școală cu mijloacele de transport în comun. Iarăși vă reamintesc, prețul unui abonament nu depășește 70 de lei pe lună, valabil de luni până vineri, 100 de lei pe lună, valabil de luni până duminică, și are valabilitate pe toate traseele oferite de firma Pristil. Pentru cei care au trecut măcar o dată prin traficul infernal de la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10 minute dimineața, în timpul săptămânii, mai ales pe străzi cu un singur sens sau aglomerate oricum prin mașinile parcate, cei care își duc copiii la școală pot să aștepte la o coadă de mașini și 15 minute. Și întrebarea este, bineînțeles, dacă considerăm sau nu avantajos acest tot timp pe care practic îl pierdem stând în spatele volanului. Și aici intervine transportul în comun.
Traseul numărul 2, pe care suntem noi acum, acoperă liceul 1, liceul 5, școala 8, liceul numărul 2, mă uit aici, școala numărul 1, școala numărul 9. Presupun că ar fi foarte ușor, într-adevăr, să duci copilul la școală cu mașina, cu mașina aceasta de transport în comun. Pentru că, na, a oprit în stație, copilul a coborât și merge direct în interiorul, în curtea școlii. Ca idee de fluidizare a traficului, nu este una rea. În momentul acesta urcăm pe Smirodava, către Marom, așa cum vă spuneam puțin mai devreme. Ușor, ușor, romașcanii se vor obișnui și cu aceste frumoase mașini. Am văzut zilele astea destui romașcani întorcând capul admirativ ca să vadă aceste mașini mergând prin oraș. De altfel și presa locală, cât și cea județeană, au vorbit în cel mai frumos mod despre această inițiativă. Transportul în comun, mijloacele de transport în comun au fost mult solicitate primarilor de ceva vreme. În sfârșit, văzusem și pe live-urile pe care le realizăm în timpul conferințelor de presă de la Primăria Roman, comentariile voastre. Marelor majoritate, în sfârșit se întoarce transportul în comun pentru persoanele care au o anumită vârstă, persoane care nu dețin permis de conducere sau mașină și totuși trebuie să se deplaseze prin oraș. Acum putem să recunoaștem, deși Romanul nu este o metropolă, nu este un oraș imens, practic poți ajunge în 15-20 de minute pe jos în orice punct al orașului, un mijloc de transport în comun este mai mult decât binevenit. În momentul în care, nu știu, te duci, cum suntem noi pe traseul ăsta, la Dedeman să-ți cumperi un pachet de, nu știu, spunem, faianță, da? Sau un sac de glet, sau pur și simplu ai treaba acolo să te întâlnești cu cineva și nu deții o mașină sau permis, mijlocul de transport în comun este binevenit. În momentul acesta am făcut stânga din nou, suntem pe Tineretului, și trecem pe lângă școala generală numărul 1, cum o cunoaștem cei mai mulți dintre noi, școala Vasile Alexandrii, pardon. Școala Vasile Alexandrii, aici iarăși microbuzul poate opri și poate lăsa copilul să coboare chiar pe trotuar lângă peretele școlii. Nu va avea de mers 500 de metri pe jos copilul ca să ajungă la școală. În ce direcție mergem de aici? Facem dreapta spre poliție. Urcăm spre magazinul central, cum eu încerc să vă dau punctele așa cum le cunoaștem cu toții, inclusiv eu. Am sunt născut și crescut în Roman și sunt anumite puncte în oraș care au rămas emblematice. Urcăm spre central, pe lângă poliție, și de acolo vom merge, hai să vedem exact pe unde. Dacă mergem pe centru spre complexul favorit. Mai departe, după ce a fost cerut cu atâta dorință de către romașcan transportul în comun, trebuie să ne decidem să-l și păstrăm. Da? Pentru că într-adevăr, inițiativa există, finanțe au fost investite, cu siguranță aceste microbuze sunt noi nouțe și se vede pe ele. Nu știu dacă colegul Ciprian a apucat să vă arate interiorul microbuzului cu scaune noi nouțe, practic sunt nefolosite, puteți să vă uitați, nu sunt tari, nu sunt moi, sunt numai bune de folosit, sunt noi nouțe și trebuie mai departe să le și păstrăm așa. Ține și de noi ca și călători să păstrăm aceste mijloace de transport în comun așa cum se găsesc în acest moment. Dacă nu mă înșel, aceste microbuze sunt dotate și cu rampă pentru ridicarea persoanelor cu handicap. Aș vrea să-l întreb pe șofer, dar din păcate dânsul conduce și nu e indicat să-l iau la întrebări, dar voi căuta pe internet ca să mă documentez pentru mai multe detalii. Aceste
microbuze, au și cameră de supraveghere pe interior. Deci puteți să stați cu liniște în suflet, e sub supraveghere. Aer condiționat este funcțional, v-am spus, 25-26 de grade în momentul ăsta aici în interior. Pe cât e de frig afară, astăzi nefiind o zi foarte, foarte frumoasă, pe atât e de cald aici înăuntru și eu mă simt cumva mai fericit că nu mi-am mai luat și vesta inscripționată cu Roman 24, dar colegul o are și deja îl văd că îl toropește căldura. Încă o dată vă repet, traseul pe care mergem acum, coborâm spre complexul favorit, unde vom face la stânga spre Biserica Iisus Bunul Păstor și școala numărul 9. Încă o dată, pentru cei care au copiii pe care trebuie să-i ducă la această școală, se poate face de acum înainte acest lucru, să-i duceți la școală cu transportul în comun. Lucru indicat din toate punctele de vedere. Acum eu nu am copii, dar cu siguranță decât să aglomerez și să mă înghesui în fața școlii, să-mi parchez mașina, să-l las pe copil să coboare, să am grijă să nu-l lovească altul cu mașina care trece și el grăbit la rândul lui, aș prefera să-l duc la școală cu transportul în comun sau, de ce nu, să-i obișnuiesc de la vârste care să permită să circule singur cu mijloacele de transport în comun. Și bineînțeles că vă veți gândi, vai, dar copilul meu să meargă singur pe microbuz. Încă o dată vă repet, acest microbuz pare cel puțin la prima vedere încă din unul foarte, foarte, foarte sigur. Este bine întreținut, este curat, este supravegheat video. Sunt curios dacă... Dar aici deja intervine așa o dorință personală, dacă are și Wi-Fi. Adică pe traseu măcar mai stai puțin pe telefonul mobil. Am trecut de magazinul Lidl, de magazin îi spun, supermarketul Lidl din cartierul favorit și ne îndreptăm, așa cum am spus, spre Biserica Iisus Bunul Păstor și școala numărul 9, urmând să ajungem la stadionul Moldova, unde vom face cale întoarsă. Urmând același traseu, deși nu avem alt traseu care să plece, altă mașină care să plece de la stadionul Moldova, decât mașina numărul 2. De asemenea, veți vedea deasupra bordului sus, există și un ceas care arată, evident, ar trebui să arate cel puțin ora exactă, ca să știi la ce oră ai plecat, când ajungi, dacă ajungi la timp, să poți face o programare. Aș vrea în acest moment să mulțumesc conducerii Pristil pentru că ne-a aprobat cu foarte mare plăcere chiar acest material. E un material nu doar promoțional, este și un material care să prezinte exact traseul pe care merge deocamdată mașina numărul 2. Bine, toate cele trei trasee sunt ocupate, ele sunt funcționale în momentul ăsta, dar noi nu putem să fim decât într-o singură mașină, în același moment. Dar probabil că în timp o să vă prezentăm toate traseele pe care circulă microbuzele Pristil. Am trecut de școala numărul 9, îndreptăm spre stadionul Moldova. Încă o dată vă spun, pentru a circula cu aceste microbuze nici măcar nu e scump, dimpotrivă, mie mi se pare fantastic de ieftin. 2 lei prețul unui bilet, doar 2 lei prețul unui bilet, gândiți-vă puțin ce faceți cu 2 lei și dacă merită să mergeți pe jos atâția kilometri sau să dați 2 lei pentru un traseu. Traseu pe care îl puteți face de plăcere, de ce nu? Orașul nu este un oraș urât, merită văzut și decât să mergi pe jos, mai degrabă dai 2 lei și mergi cu microbuzul. Zic și eu că sunt mai leneș. 15 din 15 minute între orele 6 și 14 în weekend circulă aceste microbuze Pristil, de luni până vineri.
ele circulă din 10 în 10 minute în intervalul orar 5:30-20. Prețul unui abonament este de 70 de lei pe lună, valabil de luni până vineri pe toate liniile, sau 100 de lei pe lună, valabil de luni până duminică pe toate liniile. Dacă nu aveți posibilitatea de să ajungeți la autocarea noastră, da. Vă fie după buletinul dumneavoastră, da. Ce tip de abonament doriți și pe copia de buletin, deci ce tip de abonament, la 70 sau 100 de lei, și pe copia pe verso, un număr de telefon sau adresă de e-mail. De ce vă cere conducerea adresa de e-mail sau număr de telefon? În momentul când se va face o bază de date cu toți abonații, în zilele de sărbători sau dacă sunt modificări de program, vi se transmite e-mailul sau mesajul. Pe de exemplu, pe 25-26 decembrie nu se lucrează. Pe 27 se lucrează program de duminică. Sau deci unde a spus încă o dată? La autogara Pristil, care este după Socar pe partea dreaptă. Am înțeles, da. Dacă nu, la șoferul de pe mașină, copii după buletin, bănuții și o adresă de e-mail sau dacă nu, un număr de telefon. Ce vreau să vă mai întreb? Astăzi, acum, faceți traseul complet? Traseul complet, de la ora 8 până la 12. Și înapoi? Și înapoi, da. Eu vreau să testez tot, până la Dedeman și înapoi. Se poate? Da. Ok. Da. Mulțumesc. Putem să discutăm puțin? Eu nici nu știu. Câteva întrebări, ce să vă spun? Nu, nici nu trebuie să vă filmeze colegul, de atunci să-mi răspundeți. În primul rând, m-ar interesa, 2 lei vi se pare mult pe un bilet? Depinde de fiecare. Depinde de fiecare. Nu știu să spun. E un preț corect. Zic eu, da. Da. A spus mai devreme, v-am auzit că vreți să testați tot traseul. Da, pentru că mi se pare o inițiativă foarte bună și mă interesează în mod deosebit. Aveți treabă zilnic? Da. Și ca mașină? E super. Condițiile sunt grozave. Puține orașe, cred că pot să zică că au așa transport. Și Doamne ajută să fie de succes și să aibă priză. Dar eu zic că va avea priză la public. La public, la publicul colector. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Cu plăcere. Mulțumesc. Eu sunt interesat de vin la fabrică, în zona Smurodavă. Și vreau să văd efectiv traseul cum este, cam intervalii orare, și să pot să informez mai departe. Ce mai curând? Aici era stație, nu? Da. Aici o să fie o stație. Deocamdată nu sunt puse panourile de informare. Următoare o să fie la Lidl, pe partea dreaptă, cu complexul, unde magazinele de pâine, de pescărie. Acolo unde vrea cineva să oprească, ce face? Apasă pe butonul roșu? Da. Cine vrea să coboare din mașină ca să nu mai strige, coboară sau... Sunt niște butoane roșii. Corect. Să apasă pe el, dă semnal șoferului, se aude, puteți să apăsați, nicio problemă, el se dezactivează în momentul când se deschide ușurile. Apăsați! El anunță șoferul că coboară, scrie stop aici. Ca să nu se oprească degeaba la... Da, anunță șoferul în bord, iar dacă vedeți în partea stângă, este un buton și pentru persoanele cu dezabilități. Cel albastru. În momentul când vor să coboare, dacă sunt persoane, apasă de acolo. Brava. Și afară și iarăși la urcare, au un buton persoanele cu dezabilități. În momentul când vrea să orice microbuz apasă și anunță șoferul ca să poată să-i deschidă ușa, să-i deschidă rampa pliantă. Și puteți să faceți toate astea în cele 10 minute până vine următoarea mașină? Adică presupun că aveți ore fixe de ajuns la anumite stații. Orele fix, nu e un interval fix de să ajung la cele, dar... Vedeți, orașul nu este un oraș foarte mare, cum da, sunt alte orașe. Și ne permite să facem lucrurile astea. Nu putem să... Și nici nu putem... S-ar putea să fie stații la care nu se apasă buton. Da, unde nu sunt stații. În momentul când se... Uitați, acum ați...
Ați apăsat butonele activat, în momentul când deschid ușa și urcă domnul, copiii se dezactivează. Exact. Hai să vedem. Gata, s-a dezactivat, nu mai apare scopul aici. Da, da, da. Iarăși mașinile nu deschid, ușile nu se deschid decât când este frâna de mână trasă. Iarăși un lucru benefic. Deci nu se poate deschide ușa dacă cineva stă sprijinit de ea. Deci da, da, dacă nu am frâna de mână trasă, nu se deschide ușile. Câte locuri? 14 locuri. 14 locuri. 14 locuri. Șezem, da. Șezem, da, da, da. De legătură cu celelalte linii? Da, se poate face și o legătură cu celelalte linii. Pentru că știu că în zona asta va fi undeva o stație. În zona asta va fi stație la postul Cinema Unirea. Și se intersectează cu cel care trece pe Cuza Vodă. Se intersectează cu cel care trece pe Cuza Vodă, doar că stația va fi la Farmacia 32. Și el merge numai pe sens unic aici, se închide prin centru, nu? El are sens, nu are sens unic, are sensul de dus, este pe Alea Tineretului, deci Elit, da, da, da. Elit coboară pe Smirodava și apoi urcă pe Alea Tineretului, pe la corpul B Roman Bodă, policlinică, și pe sensul de întors vine de pe Anton Pan, pe la Doi Măgari, Casa de Cultură, Farmacia 32. Biletul care îl dați o să aibă o dată și o oră? Dată și o oră nu o să aibă. Știți de ce vă întreb? Dacă s-ar putea folosi, așa cum se folosește abonamentul, pe toate liniile, să plec cu un bilet din loc pe un traseu și poate. Să intru pe celălalt traseu în punctele astea de legătură. Da, se poate. Deci cu biletul, de exemplu, sunteți pe traseul 2 acum. Da. Pe aici, pe Bogdan Dragoș, trece și traseul numărul 5, care merge în Bălcescu. Corect. Eu cu biletul care vi l-am dat, vă pot lăsa că o să avem o stație, de fapt avem noi, aici la, pe Bogdan Dragoș, la poliție. Unde este? Aici o să fie o stație unde să urcă doamna. Okay. Și de aici puteți coborâ și cu biletul ăla să vă duceți până la Lebăda, dar cap de linie de acolo, nu vă mai întoarceți cu același bilet. Am înțeles, nu, corect. Dar cum recunoaște... Da, seriile și îți trecută firma, nu e nicio problemă. E trecută, o să fie trecută firma Tristil, deci o să mergeți cu biletul de Tristil pe celălalt transportator care mai este pe Bălcescu sau invers. Dar nu poate să fie același bilet luat acum 3 ore și să urc să-l dau la celălalt coleg? Acum 3 ore... M-ați înțeles ce spun? Am înțeles, să fie și oameni care se gândească altfel. Da, o să vă vifez sau... Așa ceva eventual. O să vă vifeze ceva pe bilet. O oră. Astea mai sunt mici amănunte care se mai stabilesc până... Pe parcurs, da.
avem. Vă mai dăm. Mulțumesc. Mergeți la Dedeman acolo? La Dedeman, da. Stație. Aici, stație la vilele aici, înainte de biserică. Aha, okay. Ștefan. Mai este vechea stație acolo, dacă ați văzut-o. Și următoare aici, la Spirodava, la fabrica de protecție. Acolo, la Peni. Aici, aici e stația, uitați-o. Aici o să fie stația și pe sensul de întors, undeva pe aici, pe zona asta. Ce va întâmpla atunci când toate locurile vor fi ocupate? Dar mai sunt și alții care vor să meargă. Normal, mașinile în cartea lor de zi sunt prevăzute cu 14 locuri pe scaune, da, și 12 în picioare. Bun, dar hai să presupunem că s-au ocupat toate, pe plin. O să vină le mașina, spuneți? O să vină imediat, o să vină mașina din spate, care e colegul. Bun, dar le spuneți celor din stație că e mai bine să aștepte, nu? Da, da, e mai bine să aștepte. Cât o să încapă la capacitatea mașinii, o să încapă. Restul o să vină cu mașina următoare, care va fi decalajul de 10 minute
maxim 10-12 minute în spatele meu. Deci, dacă eu acum ești 14, cealaltă la și 24-25 va fi aici, înapoi. Stația următoare unde ar fi acum? Cea următoare a plecat de la stadion de la Moldova. Nu. Stația următoare. Ați văzut aici pe... Trebuia să fie la liceu undeva. La liceul numărul 2, unde a făcut stație primăria. Vis-a-vis, o să fie o stație și pentru sensul de mers spre Dedeman. Diferența, revenim la discuția cu locurile, diferența este că vechile trasee care erau înainte erau mașini la un interval orar. Omul știa la ora 9 am mașină, dacă de la 9, să dau un exemplu, nu mai era decât la 10. Trebuia să iei, că într-o oră nu mai venea nicio mașină. Așa, omul când iese în stație se uită la ceas, domnule, cât e ceasul? E 10 și un sfert, în maxim 10 minute, 12, o să am mașină. Nu trebuie să stau, dacă am pierdut mașina de 10, trebuie să mai stau o oră să vină mașina de 11 sau invers. Așa e, da. Deci nu e o problemă să aștept. Aici pe unde ar mai fi iarăși? La Bradu. Ar fi fost la Bradu. La Bradu este stație. Următoarea aici la fostul complex, unde e stația de taxiuri, și a treia la școala 8. Până în școala 8, pe partea dreaptă. Restaurantul Corada. Da, restaurantul Corada. Sunt intervale orare în care o să fie foarte, foarte aglomerat. Conducerea ne-a anunțat că o să suplimenteze și mașinile. Numărul mai mare de mașini atunci când va fi aglomerație de călători. O să suplimenteze, ori dacă nu o să pună o mașină cu număr mai mare de locuri. Deci asta ar fi stația, da? Stația este și stația este în partea aia. În partea aia. Da. Am înțeles. Da. Nu costă nimic. Astăzi este gratuit. Moca. Băi, îmi place românului, moca. Intervalul 8-12. Dar stațiile de autobuz unde sunt? Reverso la fluturașul care de l-am dat. Scrie acolo, dar eu mă uit pe stradă, nu văd nicio... Mai sunt niște stații pe care... Încă primăria nu le-a amplasat. Stațiile sunt vechile stații, dumneavoastră sunteți să pun o tablă acolo, să pună, da, da, am înțeles.
Trebuie să mai îmi dați doi fluturași că vreau să-i afișez undeva. Mai puțin. De luni este mod... Da, de luni se intră pe programul de pe pliant, de 5.30-20. Când am luat din program, tu ridica? Nu m-am mai auzit. Ați spus ceva? De până luni, program duminica, nu? De până luni, astăzi, de vine sâmbătă și duminică, de la 8 la 12, se circulă gratuit. Vedem cât e plimbărie într-o mașină. Până la 12, da? Da, da, da. Cred, până la Aici, în spatele noastre și în dreapta, e spațiu pentru bagaje, nu? Da, 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 da. Adică omul nu trebuie să-și ia sacoșa cu el, să se înghesuie pe scaun. Da, 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 să-ți pună bagajul. Așa sunt prevăzute din fabricații, mașinile. Asta e idee bună. Mașinile sunt de ultimă generație, 2017. Ați văzut, după cum vedeți. Dar cine? Ai chiar m-a mers astăzi cineva și m-a întrebat, sunt second hand și i-am arătat că are 1500 de kilometri mașina. Sunt noi. Deci nu second hand. Eu ți-am zis că nu l-am mai văzut. După cum vedeți, ne apropiem de sfârșitul acestui traseu. L-am făcut complet plecând de la Dedeman până la stadionul Moldova și înapoi spre Dedeman, traseu care a durat nu mai mult, nu mai puțin de 50 de minute. Până acum ce pot să vă spun? Ca părere personală, cred că am să-mi las mașina mai mult în parcare. Asta cu siguranță. Pentru că e mult mai ușor să vii să-ți faci cumpărăturile și să te întorci cu ele acasă atunci când nu ai grijă a condusului. Din punctul ăsta de vedere.
Astăzi este cineva la abonamente? Da, găsiți la autogara noastră acolo. Tot timpul este cineva la dispecerat, la găsiți permanent, la orice oră, la orice zi. Deci copie după buletin. Copie după buletin, da. Și un număr de telefon sau adresă de e-mail. Abonamentul este nominal? Da, abonamentul nominal și netransmisibil. Aici stă mai mult sau? Aici o să se plece într-un minut maxim două, deci. Și o să aveți mașini permanent. Aici, la capăt de linie. Am întrebat ca să știu dacă schimb sau... Deci rămân aici. Am ajuns la capăt de linie. Ne vedeți coborând din acest microbuz la Dedeman, acolo unde a început acest traseu al nostru. Iată și mașinile, două dintre ele, ambele pregătite să plece înapoi pe traseu. Vă mulțumim foarte mult pentru acest traseu și pentru informații. Vedeți că pe fiecare mașină sus apare exact traseul pe care pleacă, numărul traseului și direcția în care merge. Cel cu care am mers noi, Dedeman, Stadion Moldova, mașina de pe traseul numărul 2. Atât pe fața mașinii cât și în spatele mașinii, aceste display-uri cu LED-uri vă anunță ce mașină vine, adică nu se poate să nu vezi de la distanță numărul mașinii și de asemenea atunci când mașina se depărtează, iarăși este vizibil numărul traseului. Cea pe care o vedeți acum este mașina cu numărul 3, de pe traseul numărul 3, nu mașina cu numărul 3, este mașina care face traseul cu numărul 3 și dacă mergem în față vom vedea exact și traseul pe care circulă, pentru că se întâmplă de multe ori să vrei să pleci și să nu știi exact unde merge mașina respectivă. Aceasta merge spre Kaufland, după cum vedeți, Dedeman plecare, Kaufland sosire. Una peste alta, ce să spun, 5 stele din 5 stele? Nu știu, e o afirmație corectă. 5 stele din 5 sau nota 10 din 10, spuneți-i dumneavoastră cum vreți. Sfatul nostru este să încercați aceste mijloace de transport în comun, aceste frumoase și micuțe microbuze, 14 locuri pe scaune, încă 12 locuri în picioare, preț de doar 2 lei pe bilet. Ați auzit discuțiile din interiorul mașinii, cu acest bilet poți schimba mașinile în cazul în care traseul mașinii nu te duce exact unde vrei să te ducă, se poate schimba mașina în prețul aceluiași bilet. Pentru abonamente care variază între 70 de lei și 100 de lei, tot ce trebuie să faceți este să vorbiți fie cu șoferul acestor mașini, fie să mergeți la autogara Pristil cu o copie după buletinul de identitate, un număr de telefon valabil și o adresă de e-mail sau o adresă de e-mail validă pe care veți primi avertizări și atenționări referitoare la eventuale modificări și noutăți legate de mijloacele de transport în comun. Acestea fiind spuse, vă spuneam, ne-am întors de unde am plecat, suntem în fața magazinului de Dedeman. Aici se încheie periplul nostru pe traseul numărul 2 al firmei de transport în comun Pristil. Ne vedem data viitoare, toate bune!